faci. Bine, că e imaginar, da. Dar noi nu stăm degeaba pe această canapea. Noi împărțim această canapea cu o dublă campioană europeană și pe lângă asta e un om cu un caracter desăvârșit. Campioană olimpică, medaliată cu bronz în 2012. Bună dimineața, Diana Bulimar. Bună dimineața. Și îți mulțumim că emoționat. Ești aici alături de noi. Te-ai emoționat? Păi de asta suntem unul lângă celălalt, să ne completăm la acest capitol. Ne am înțeles, am înțeles. Și suntem onorați să fim pe aceeași canapea cu tine. Noroc cu proiectele separate unde ne-am cunoscut și ne mai vedem. Corect, da, noi ne-am cunoscut acum 2 săptămâni aproximativ și am avut așa un click. Și vreau să vă spun, cei care mergeți în București, ridicați așa privirile din telefon, pentru că o să vedeți pe Diana Bulimar, este peste tot, pe toate afișele mari din București. Să nu exagerăm, peste tot. Ba da, și în afară de asta ești într-o campanie alături de David Beckham, așa. Zidane, așa. Ortega, care este actrița din Wednesday, da. Deci ești alături de nume mari. Cum te simți să te vezi lângă David Beckham, lângă Zidane? Stai puțin, te-ai și văzut cu ei? Nu m-am văzut cu ei. Deci că nu. Dar aș fi dorit lucrul acesta, dar nu. Se întâmplă, poate. Sunt multe alte 1000 de povești, cam despre asta este toată campania, este extraordinară. În primul rând că vorbește despre sportivi, despre povestea lor, dar mai mult decât atât vorbește și despre ce se întâmplă după sport, pentru că e o perioadă destul de grea. Dacă vrei să rămâi în fața televizorului, să poți să-ți exprimi povestea, pentru că e altceva. În momentul în care faci sport de performanță, regulile sunt mult mai stricte și nu prea poți să vorbești cu presa. Bine, tu până la acest capitol ai avut o muncă destul de lungă. Ai început să faci performanțe de la 3, adică ai început gimnastica de la 3 ani și tot așa ai pornit și ai mers mai departe. Însă te-ai gândit vreodată că vrei să faci asta de performanță, să ajungi undeva sus, să fii medaliată? Nu, asta a fost și ideea. Cred că asta le și spun tuturor părinților, pentru că acum și antrenez copilași, să nu oblige copilul să facă orice nu-și dorește. Mi-am dorit întotdeauna să fac gimnastică și mi-a intrat în sânge acest lucru. Părinții mei nu m-au obligat niciodată să fac ceva, întotdeauna mi-au fost alături și, din nou, asta încerc să le explic părinților, trebuie să existe trioul de aur, antrenor, sportiv și părinți. Dacă ceva de aici este rupt, nu va funcționa. Nici să-ți spună capăt de o, Doamne, te-ai accidentat, nu mai facem nimic, gata, am plecat din sport. Și tu ai avut multe accidentări, da, adică da, exact. 6 operații, ai trecut prin 6 operații, destul de greu. Da. Cum e ca sportiv să ai acest impediment, accidentarea? Cum? Fanii din gimnastică mie mi-au spus pasărea Phoenix, pentru că am avut atât de multe scăpări și întotdeauna am încercat să reînvii. Greu, perioada aceea este foarte grea, dar asta povesteam și în spatele camerei, că te îndrăgostești de acest sentiment, de sentimentul de a câștiga, sentimentul de aplauze, sentimentul în care toată sala vibrează cu tine atunci când îți faci exercițiul la sol și toată lumea îți cântă melodia, este ceva care îți va rămâne în minte toată viața și e greu să te dezlipești de el. Dai pornit de undeva cu acest lucru, cu... Ai văzut la cineva această strălucire de ți-ai dorit să mergi atât de departe, să devii campioană? Nu, asta e o problemă la mine, nu știu dacă e o problemă sau e ceva original, faptul că nu am avut neapărat un exemplu. Mă uitam foarte mult la gimnastică, eram îndrăgostită de ea. Pur și simplu, mai ales atunci când au apărut tabletele, pentru că suntem la acea vârstă deja, în 2006-2007 mă uitam obsesiv la fiecare video de pe internet și îmi doream să ajung ca diferite persoane, să execut elementele pe care ele le fac și cred că asta m-a ajutat. Nu doresc unui copil să aibă un model neapărat, ești idolul meu. Nu, vreau să iei câte o părticică din fiecare care, ca să tu să fii, da, să fii original. Așa cum ai făcut-o și tu. Sper. Și în afară de asta, vorbind de performanțele unui sportiv, e foarte importantă și calitatea umană. Și spun aici, mă refer și la momentul în care tu ai simțit că e bine să te dai accidentată, să te dai la o parte pentru o colegă de-a ta. Cum a fost momentul ăla? Acel moment este istorie, este îngropat, nu am mai vorbit despre el. Aceasta a fost sentimentul echipei și we go with the flow. Dar să știi că te-au apreciat foarte mulți pentru că ai dat dovadă de umanitate în afară de toate aceste sacrificii pe care un sportiv e obligat să le facă. Știu că bunicul tău, mare susținător al tău, el te-a ajutat, te-a susținut, te-a ambiționat.
amândoi bunicii, cam ei au făcut treaba mai grea, să zic așa, pentru că părinții mei plecau la muncă foarte de dimineață, se întorceau foarte seară și atunci ei erau cei care mă luau de acasă, mă duceau la școală, mă întorceau de la școală, mă duceau la antrenament, ne întorceam de la primul antrenament, mă duceau la al doilea antrenament și în sfârșit acasă. Deci ei au făcut toate drumurile astea. Hai să discutăm mai multe. Am revenit aici la Star Matinal cu Diana Bulimar. Vorbeam despre sacrificiile pe care trebuie să le facă un campion, un sportiv de performanță încă de mic. Care au fost cele mai mari sacrificii ale tale din copilărie? Pentru că erai un copil. Da, ca și copil nu am realizat lucrurile astea, dar părinții mei le-au simțit din plin. Să îți plece copilul de la 10 ani de acasă, nu cred că este ușor. Dar am avut norocul de a sta în niște cantonamente cu antrenori foarte mișto, cu care am rămas prieteni acum. Soții moldovani întotdeauna făceau aceste mini-vacanțe de două zile, sâmbătă și duminică, unde veneau părinții, se simțeau bine, făceau un grătar, deci a fost o atmosferă foarte, foarte mișto. Partea în care am trecut la seniorat a fost mult mai grea. Adică, prima dată când am simțit această presiune a fost înainte de Olimpiada de la Londra. Țin minte că în anul acela i-am văzut pe ei mei de două ori. Câți ani aveai atunci? 15, făceam 16. Da. A fost nasol. Acum uitându-te în urmă, simți, nu știu, vreo părere de rău, poate ți-ai fi dorit în trecut să fi făcut ce fac alți copii, să ieși și în oraș, să ieși în centru vei, să te plimbi, să stai și tu la televizor, să te uiți la desene animate. Presa întotdeauna zice că gimnastele au avut o copilărie chinuită. Mie mi se pare că este doar o copilărie altfel. E o armată, dacă vrei. Da, putem spune și așa, îți creează așteptări de la viață, îți modelează caracterul, poate atunci nu observi lucrurile astea, dar după îți dai seama că ai în tine un foc care nu se va mai stinge niciodată. Dacă îți dorești să faci ceva în viață, vei face, pentru că te gândești, dacă eu am putut să mă dau de trei ori peste cap în aer, pot să mă duc ai să antrenez. Ai bifat tot ce ai vrut până acum? Cred că da, și chiar mai mult. Mă simt un copil norocos. La Londra am avut parte de o generație în care am fost trei generații. A fost Cătălina Ponor 2004, campion olimpică, Sandra Izbașa 2008, campion olimpică, și noi în 2012. Deci cred că am avut noroc la asta, am avut norocul că am întâlnit după gimnastică oameni după care să mă modelez și să pot face și altceva. Da. Și acum dai și tu mai departe. Unul asta la mână. Pentru că dai pentru copii. Da. Eu antrenez la sala Gimnadia, este în Otopeni, este în patinoarul domnului Țiriac. Antrenez acolo copii de la 2 ani până la 10, am reușit anul acesta. Da, este extraordinar. Deci 2 ani. Deci 2 ani. Nu ai cum. Nu ai cum. Cum sunt extraordinari, intru și cu mămicile, sunt cu pampers și pe ei, de extraordinari, jur, sunt extraordinari, și dacă îi vezi că sunt ani? Care stau pe bârnă, da, stau pe bârnă, îi ținem de mânuță, da. Trebuie să mergi să vezi. Da. Dacă nu crezi, să se plimbe pe afară, tu vrei la gimnastică. Nu e adevărat, este altceva, este un mediu sigur în care nu ai cum să... Și totul caz, se întâmplă oricum prin joacă la vârsta aceea. Exact, exact. Asta una la mână și pe partea cealaltă merg și ca speaker motivațional, pe parte de, mâine de exemplu merg la Cluj, pe parte de leadership, nu știu ce să zic, cărticica am scris-o, deci cred că am bifate câteva lucruri. Foarte frumos. Și acum gândindu-mă că vin și bebeluși de 2 ani, dacă schimba și scutecul, da, e ok. Nu mulțumesc, de asta avem mămicile acolo. Noi doar îi dăm peste cap. Asta e. Mulțumim mult, îți mulțumim Diana. Mult cu tot dragul, eu mulțumesc. O mare plăcere că ai venit la noi. Și succes pentru speech-ul de mâine de la Cluj. Mulțumesc, mulțumesc, Doamne, la fel.